avem garanția, în urma deciziei Consiliului European, că România va beneficia de 80 de miliarde de euro. Alocări din bugetul Uniunii Europene 2021-2027, de asemenea alocări din cadrul fondurilor de reziliență și recuperare din cadrul Next Generation EU. De asemenea, mai beneficiem de resurse din programul SURE, care finanțează măsurile active adresate angajaților. De asemenea, vom avea posibilitatea să avem resurse financiare la dispoziție din cadrul REACT-EU. Practic, în următoarea perioadă, pentru a putea accesa aceste resurse financiare, care reprezintă o șansă uriașă pentru România, va trebui să ne mobilizăm la maxim. În ceea ce privește exercițiul financiar multianual, bugetul 2021-2027. Cred că sunt două sau trei țări care beneficiază de o creștere a bugetului în raport cu bugetul pe 2014-2020. Ceea ce este vorba de 46 de miliarde de euro. Este o sumă uriașă. Aici, sub coordonarea domnului ministru Boloș, până la 31 iulie, trebuie să ne definim cu precizie care sunt programele și categoriile de cheltuieli, de beneficiari, tipul de proiecte finanțabile în cadrul exercițiului financiar multianual. Pe 31 iulie să lansăm în dezbatere publică și să fim pregătiți să începem negocierile pentru acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană, astfel încât să fim pregătiți imediat cu începerea anului 2021 să facem toate formalitățile de pregătire a absorbției fondurilor. Pentru prima oară, noi am prevăzut sume din POIM și din POAT, adică din Programul de Asistență Tehnică, pentru pregătirea proiectelor. Aceste sume o să trebuiască să fie pregătite nu numai pentru bugetul Uniunii pe 2021-2027, ci și pentru proiectele pe care le putem finanța din cadrul Next Generation EU, în care vom beneficia de 16,8 miliarde sub formă de credite, 16,7 miliarde sub formă de granturi, adică sume de bani nerambursabile. Și aici, tot sub coordonarea domnului Boloș, am demarat elaborarea programului de reziliență și recuperare. Tot ca orizont de timp, vă spun că acest program de reziliență și recuperare va trebui să fie adoptat ca bază de negociere cu Comisia Europeană cel târziu până în octombrie, până la data de 1 octombrie. Gândiți-vă că în ceea ce privește absorpția fondurilor din cadrul Next Generation EU, care sunt aproape 34 de miliarde de euro, va trebui să se realizeze în 2021, 2022 și 2023, din care 70% din fonduri trebuie contractate în primii 2 ani. Și aici va trebui să pregătim un plan minuțios privitor la pregătirea tuturor aspectelor care să ne permită utilizarea integrală a acestor resurse financiare de care beneficiază România. Negocierile purtate de președintele României chiar ne-au adus într-o situație
în care România are o șansă cu care nu se întâlnește probabil decât poate o dată pe generație. Este o șansă uriașă. Avem la dispoziție fonduri la care nici n-am visat, pe care dacă le utilizăm în mod eficient pentru dezvoltare, pentru infrastructură, pentru finanțarea investițiilor în educație, în sănătate, în agricultură, practic putem finanța atât de multe proiecte care sunt indispensabile pentru dezvoltarea României, încât am încredere că vom fi pregătiți să utilizăm acești bani pentru a putea asigura o dezvoltare a României fără precedent. În ceea ce privește elaborarea atât programului de recuperare și reziliență, l-am și a proiectului de buget pe 2021-2027. Evident că l-am desemnat responsabil pe domnul ministru Boloș, pentru că este ministrul fondurilor europene și cunoaște cel mai bine care sunt căile cele mai potrivite pentru a putea pregăti programe care să fie finanțabile și proiecte care să poată să beneficieze de finanțare. Pe de altă parte, solicit fiecărui ministru să trateze ca o prioritate zero pentru perioada care va urma pregătirea acestor programe și pregătirea dispozitivului de absorpție a fondurilor europene. Aici, pe lângă faptul că va trebui să operăm cât mai multe clarificări, cât mai multe simplificări, va trebui să pregătim resursa umană, gândiți-vă, pentru absorpția, cel puțin în 2021, 2022, 2023, va fi o asemenea încărcătură asupra tuturor structurilor administrației și a structurilor private, a potențialilor beneficiari în privința absorpției de fonduri europene, cum n-a existat niciodată în istoria României. În 2021, 2022, 2023 finalizăm, în cadrul mecanismului N+3, proiectele care au fost începute pe bugetul 2014-2020. 1. 2. Trebuie să asigurăm contractarea tuturor sumelor disponibile pe care le avem pe Next Generation EU. De asemenea, trebuie să începem cu viteză accelerată contractarea tuturor proiectelor care sunt finanțabile din bugetul pe 2021-2027. Noi nu avem voie să facem ce au făcut cei de dinaintea noastră, în care au stat, au bătut pasul pe loc 5-6 ani de zile și ne-am trezit acum pe ultima 100 de metri că trebuie să accelerăm toate procedurile și că vor fi foarte multe proiecte care nu se vor finaliza nici măcar în N+3 și va trebui să apelăm la fazare. Deci tratați cu maximă seriozitate implicarea în elaborarea programelor și în pregătirea dispozitivului de absorpție a fondurilor europene, în pregătirea tipului de proiecte care știm că vor fi finanțabile, astfel încât să anticipăm orice creștere posibilă a încărcăturii de responsabilități și de sarcini pe diferitele structuri care le aveți în subordine, care sunt implicate în absorpția fondurilor europene. Domnul ministru Boloș. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Așa cum ați menționat, pentru corecta informare a opiniei publice, pe lângă cei 79,9 miliarde euro, mai avem instrumentul SURE, unde România mai are posibilitatea de accesare a încă 5 miliarde de euro, deci ar fi vorba de un buget total de 85 de miliarde de euro pentru ceea ce înseamnă cadrul financiar multianual aferent perioadei de programare 2021-2027, așa cum ați precizat, până pe data de 31 iulie trebuie să
închidem și să lansăm în dezbatere publică structura programelor operaționale și până pe data de 15 septembrie să transmitem informal la Comisie programele operaționale pentru a intra în procedură de negociere, astfel încât bugetul alocat pe cadru financiar multianual 2021-2027 să fie disponibil României și beneficiarilor în prima parte a anului 2021, fără a mai repeta greșelile care s-au făcut în trecut. Pe noul instrument financiar Next Generation EU, așa cum ați menționat, luna octombrie este din nou lună de foc pentru finalizarea primului draft al Planului Național de Recuperare și Reziliență și apoi procesul de negociere cu Comisia, care probabil va fi unul extrem de dificil, pentru că acolo se pun bazele proiectelor care sunt prioritare pentru România și urmează ca să ne organizăm în perioada aceasta pentru ca să putem face față cu succes la cele două obiective majore pe care le avem. Cam când estimați că vor fi aprobate regulamentele aferente MFF-ului și Next Generation EU? Așa cum a fost lansat în momentul de față în dezbatere partea de regulamente și procedura parlamentară europeană, noi sperăm ca în acest an să se închidă aprobarea regulamentelor, astfel încât după aprobarea lor oficială să putem obține deciziile Comisiei Europene pe ceea ce înseamnă aprobarea programelor operaționale și, sigur, să putem organiza apelurile de proiecte începând cu prima parte a anului 2021. Mulțumesc! Obiectivul principal al ședinței de astăzi este adoptarea actelor normative necesare pentru implementarea programului de relansare economică. Îmi aduc aminte că am fost întrebați când am trecut suma de 100 de miliarde de euro, de unde facem rost de banii ăștia. Acum cred că toată lumea vede că acești bani știam că vor fi disponibili pentru România și că ne-am bizuit în elaborarea planului de relansare economică reclădit în România pe resurse financiare de care știam și pe care anticipam că le vom avea la dispoziție. Pe lângă proiectele de acte normative înscrise pe ordinea de zi, deci conform planului, avem proiectul de ordonanță de urgență privind aprobarea programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, IMM, leasing de echipamente și utilaje, care l-am avut într-o primă lectură. Programul Noua Casă, cum se va intitula, care de asemenea l-am avut în primă lectură. De asemenea, avem memorandumul privind finanțarea granturilor pentru investiții în cadrul programului operațional regional pe axa 2.1 și 2.2. Domnul ministru, suntem pregătiți? Da, domnule prim-ministru, suntem pregătiți cu acest memorandum. Aș vrea să vă informez că noi am obținut deja în această săptămână aprobarea Consiliului Concurenței pentru schema de ajutor de stat cu privire la apelul de proiect dedicat IMM-urilor, proiecte cu valori între 1,5 milioane și 6 milioane de euro. Vreau să vă spun că în această săptămână vom fi în situația de a semna ordinul de aprobare a schemei de ajutor de stat. Deci demarăm în forță în direcția implementării acestor proiecte și semnarea acestor contracte. Deci memorandumul cu privire la schema de sprijin vine cu câteva direcții. Suplimentarea cu 300 de milioane de euro alocărilor financiare, apelurilor dedicate micro-întreprinderilor,
deci cu valori de, a proiectelor până la 200 de milioane de euro, 200 de mii de euro, mă scuzați, suplimentarea cu 450 de milioane de euro a alocărilor financiare pentru IMM-uri, pentru proiecte între 200 de mii de euro și 1 milion de euro, și asigurarea unei alocări financiare de 550 de milioane de euro pentru lansarea acestui proiect despre care v-am vorbit, cu valori între 1 milion și jumătate. Deci granturi cu valori între 1,5 și 6 milioane de euro. Am înțeles. Când lansați apelul de proiecte? Deci, pe data de 24, vineri, vom semna ordinul de ministru prin care vom aproba ghidul de finanțare și schema Mulțumesc. De sprijin. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Național Competențe Digitale pentru Angajații din Întreprinderi Mari, finanțat din Programul Operațional Capital Uman. Domnul secretar de stat, rămăsese să finalizăm dezbaterea și adoptarea pe schema de ajutor de stat pentru companiile mari. Da, doream să le strigăm pe ordinea suplimentară, pe lista suplimentară. Avem pregătită ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea legii numărul 96/2000 privind organizarea și funcționarea băncii de export-import a României Exim Bank, care face referire sau în care facem referire și la acea schemă pentru marile companii și IMM-uri cu cifră de afaceri de peste 20 de milioane de lei înregistrate la sfârșitul anului 2019, se vor putea susține aproximativ 600 de companii mari cu o cifră de afaceri cumulată ce depășește 580 miliarde de lei și care angajează aproape 1.700.000 de salariați. Suntem pregătiți cu ea astăzi și de asemenea dacă... Deci o introducem pe ordinea de zi. Suplimentar, da. Ați avut problemele cu avizul de la Consiliul Concurenței, care am înțeles că s-au rezolvat. Am transmis și de asemenea mai doream pe ordinea suplimentară, dacă ne permiteți, memorandumul cu tema aprobarea programului IMM Factor, produs de garantare a creditului comercial. D'accord. Suntem pregătiți. De acord. Mulțumim. Practic, garantarea factoringului. Domnul ministru Popescu și domnul ministru Boloș, ordonanța cu miliardul? Ordonanța cu miliardul este pe lista de pe ordinea de zi propusă pentru ordinea de zi suplimentară și este asta că nu e pe ordinea de zi normală ea. Pentru că am avut observații de la Ministerul de Finanțe și Ministerul de Justiție pe care le-am clarificat și suntem pregătiți să adoptăm actul normativ, da? Da. Aveți ceva de... Bine. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți alte proiecte de acte normative, de